Salut, prieteni! Voi continua în acest live lista aceea care v-am spus că există în Biblie, o anumită listă de păcate, și Pavel de nenumărate ori repetă și le spune creștinilor să nu se înșele cu privire la aceste păcate, pentru că cei care le practică nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sunt acum în epistola lui Pavel către Corinteni, în capitolul 6, epistola 1, capitolul 6, versetul 9. Și iată aici spune așa: nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Pavel le spune corintenilor: nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Rând pe rând voi explica fiecare din aceste noțiuni care sunt enumerate aici, însă azi mă voi opri la două din ele care sunt legate una de alta, și anume malahii și sodomiții. Înainte ca să explic aceasta, vreau să vă spun că orașul Corint în antichitate a fost un oraș foarte prosper, avea o așezare geografică deosebit de benefică pentru ei, dar în același timp era un oraș foarte desfrânat, foarte destrăbalat. În oraș erau, se pare că 24 de temple, și unele temple erau de-a dreptul groaznice, de exemplu templul lui Apollo. Acolo erau băieți care se prostituau. De altfel, băieții aceștia, ei tocmai și erau malahi, despre care o să vă vorbesc astăzi. Deci, ce este malahia? Ce înseamnă un malah? Dacă veți deschide și dicționarul, veți găsi că malahi sunt numiți în limba română, în spațiul românesc. Cuvântul acesta se folosește pentru cei care practică masturbarea. Păcatul acesta al masturbării este numit malahie. Dar vreau să vă zic că este o greșeală aici când este, deci dacă vrem să ne referim la termenul, doar o singură dată se întâlnește în Biblie cuvântul malah și este aici, bine tradus malah în limba română, pentru că în textul original cuvântul malakos se întâlnește de mai multe ori, dar pentru că este într-un alt context, nu a fost tradus în română cu malah. Deci bine, cine sunt malahii? Cuvântul acesta malakos înseamnă moale la atingere. Asta e sensul cuvântului. Și cuvântul cel mai des era folosit cu privire la haine, haine moi, haine care erau făcute dintr-o pânză moale, dintr-o stofă moale. Însă cuvântul acesta mai era folosit în antichitate și în sens figurat despre bărbații care erau afemeiați. Și despre acești bărbați, despre persoane care se lăsau să fie abuzate sexual împotriva firii, contrar firii lor. Și totdeauna aceștia, deci malahii, erau puși alături cu homosexuali, pentru că cu homosexuali ei întrețineau relațiile acestea. Deci cuvântul care la noi în limba română este tradus sodomit aici, în versetul 9, este cuvântul grecesc arsenokoites. Deci cuvântul arsen înseamnă bărbat. Koites înseamnă pat, dar se referă la actul sexual, la întreținerea actului sexual. Și iată, deci cuvântul acesta arsenokoites înseamnă, li se atribuie bărbaților care întrețin relații sexuale cu bărbați. Deci, într-un cuvânt, arsenokoites și malahos erau aceștia care întrețineau relații între ei. Și, cum v-am zis, orașul acesta, Corint, era un oraș peste măsură de destrăbălat, de desfrânat. V-am zis, era templul acesta lui Apollo, unde erau băieți, adolescenți, tineri, care ei erau tocmai malahi. Deci ei lăsau să fie abuzați sexual de alți bărbați care veneau acolo și credeau că se închină idolului acestuia Apollo. Mai era și templul lui Artemis, unde erau femei care se desfrânau. Deci desfrâul era așa de mare în orașul acesta, în Corint, încât de multe ori femeile de la templul acesta, băieții de la templul acesta, ei veneau în oraș să umble cu cerșitul, pentru că lumea nu mai mergea acolo la temple pentru
desfrâul care era la templu, pentru că aveau desfrâul tot atât aveau și în oraș. Deci, iată, într-un așa oraș, într-un așa un oraș destrăbălat, desfrânat, l-a trimis Dumnezeu pe Apostolul Pavel să propovăduiască Evanghelia și când a venit aici, în vis i-a vorbit Dumnezeu noaptea și i-a spus, propovăduiește, vorbește aici ca multe suflete și chiar mulți au fost mântuiți. Dar iată, se pare că unii din cei, deci imoralitatea persista, continua să-i amenințe pe creștinii care au crezut în Domnul Iisus Hristos și erau în biserica aceasta din Corint. De ce spun aceasta? Pentru că în capitolul 5 ne vorbește despre situații care au apărut în biserica din Corint. Spune că a apărut o situație de incest. Unul din cei care se pretindea, se credea a fi creștin, el îmi cer scuze numai puțin, acum și revin. Cer scuze. Continui. Deci, iată, și deci, ce vă spuneam, că orașul era un oraș extrem de desfrânat și relațiile acestea, homosexualitatea era așa de răspândită în oraș încât era privită de acum ca o normalitate. Toate lucrurile în orașul acesta le priveau ca și normalitate. De asta, cel mai mult despre relațiile sexuale, Apostolul Pavel a vorbit în epistolele acestea, în epistola aceasta întâia către Corinteni. Chiar în capitolul 7 el le vorbește despre ceea ce este corect, ce este drept, pentru că mintea locuitorilor din Corint a fost atât de tare otrăvită de toată desfrânarea, toată destrăbălarea care era în oraș, nu mai știau de acum ce este normal pentru un om să-și manifeste sexualitatea și ce este pervers. Deci nu mai făceau deosebire între perversiune și normalitate. Și iată, aici Pavel le spune așa, să nu se înșele nimeni. Deci nu știm, erau cineva din Corint care mai continuau practicile acestea a malahii, a sodomii, erau cineva care au venit poate la biserică, dar mai continuau să mai facă aceasta. Și atunci Pavel le spune să nu se înșele nimeni, că dacă este cineva care mai continue astfel de practici, el nu va moșteni cu niciun chip împărăția lui Dumnezeu, să nu se înșele. Așa. În Vechiul Testament, Biblia mai vorbește mult despre, bine, nu, poate nu chiar atât de mult cum s-ar aștepta cineva, dar vorbește suficient cu privire la păcatele acestea. Și iată, în cartea Levitic, la capitolul 18, în cartea aceasta în Levitic sunt enumărate, trecut o listă a perversiunilor sexuale, care sunt interzise poporului lui Dumnezeu, oamenilor sfinți, și sfinții trebuie să se țină foarte departe de toate aceste perversiuni. Ei, în toată lista aceasta, când ajungem la versetul 22, spune așa, să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urăciune. Deci aici le vorbește despre relațiile homosexuale, despre a întreține relații sexuale între persoane de același sex. Și iată, Dumnezeu definește aceasta ca și o urăciune. La capitolul 20, versetul 13, spune așa, tot în cartea Levitic, să nu... Așa, 20, capitolul 13 spune așa, dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos, așa e definit în Biblie. Practica aceasta este definită ca și un lucru scârbos și spune să fie pedepsiți cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor. Deci Dumnezeu privește grav, chiar dacă vremurile acum sunt foarte diferite, este foarte multă promiscuitate, un liberalism care m-a întrecut orice limite, vreau să știți că așa privește Dumnezeu lucrurile acestea. El spune că ele sunt extrem de grave. Relațiile acestea sunt extrem de grave. La Deuteronom, tot dacă vorbim despre Malahi, aș vrea să deschid și la Deuteronom, capitolul 22. Deschideți, vă rog, împreună cu mine, cartea Deuteronom. Este după numere, a cincea carte din Biblie. Deuteronom, capitolul 22. Și iată aici, la Deuteronom, capitolul 22,
scrie așa, versetul 5. Femeia să nu poartă îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Deci, punând lucrurile în context, vedeți că uneori oamenii merg în extreme și nu este bine să mergem în extreme. Să zicem, cineva spune că pantalonul este strict haină bărbătească și rochea este strict haină femeiască. Ei, în contextul nostru poate o fi așa, dar vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a dat harul ca să merg în multe țări, să propovăduiesc Evanghelia. Iată, chiar acum m-am întors din, nu cu mult timp înainte, am fost în Bhutan. Ei, iată, acolo în Bhutan vreau să vă spun că bărbații poartă un fel de rochie. Poartă un fel de rochie și nici măcar nu au pantaloni. Numai rochia aceea o poartă, o rochie până la genunchi. Așa arată, o cămașă lungă până la genunchi care arată în formă de rochie. Femeile însă poartă pantaloni. Deci când vorbește textul acesta, se referă tocmai la felul acesta de a se îmbrăca, când cineva se îmbracă, pentru a arăta ca persoanele de sex opus. Deci nu vorbim despre, vedeți, și pantalonul. Este pantalon care are fason, să zicem, femeiesc, bărbătesc. Deci nu despre asta este vorba. Este vorba când cineva, în mod intenționat, se îmbracă sau vrea să se prezinte ca și cum ar fi de o persoană de celălalt sex. Deci creează confuzie cu privire la sexul său și chiar se îmbracă în felul acesta pentru a atrage persoanele de același sex de care este el. Deci când un bărbat începe să se îmbrace, sunt numiți transvestiți aceștia, când începe să se îmbrace ca o femeie, tocmai pentru a atrage alți bărbați. Sau o femeie începe să se îmbrace ca bărbații pentru a atrage femeile. Deci iată, la astfel de practici se vorbește și asta tot ține de Malahie, de păcatul acesta al Malahiei. La Romani, la capitolul 1, este scris astfel. Deschideți, vă rog, cu mine la Romani, capitolul 1. Și iată aici, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Deci zice, pentru că oamenii n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, citesc de la versetul 24, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Deci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Vedeți iarăși cum sunt definite. Patim scârboase. Deci Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase. Așa sunt definite aceste practici sexuale. Sunt numite lucruri scârboase și zice că au primit în ei înșiși plată cuvenită pentru rătăcirea lor. Deci, dragii mei, acestea sunt păcate grave și cei care le practică, Scriptura spune să nu se înșele nimeni, pentru că nimeni care le practică nu va putea să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Dar iată, dacă sunt și sunt sigur că trebuie să fie printre cei care vor asculta acest mesaj și persoane care practică aceste păcate, malahi, sodomiți, femei lesbienice și ele toți încadrează aici, tot în categoria aceasta se încadrează, persoane care comit acest păcat al homosexualității sau care sunt transvestiți, deci presupun că sunt astfel de persoane, am o veste bună pentru dumneavoastră. Chiar dacă credeți că păcatul acesta v-a robit așa de mult încât nu mai există nicio posibilitate să ieșiți din ghearele acestui păcat, din robie, din lanțurile acestui păcat, am o veste foarte bună pentru dumneavoastră. Cum v-am spus, în Corint era atâta de străbălare că se pare că cei mai mulți, majoritatea, aproape toți locuitorii Corintului erau grav afectați de perversiunile sexuale și aceasta parcă era de acum a doua natura lor. Dar iată ce spune Apostolul Pavel, tot aici la capitolul 6,
După ce spune că cei drepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și după ce e număr, toată lista aceasta spune curvari, închinători la iguri, la idoli, prea curvari, malahi, sodomiți, imediat după asta spune așa: și așa erați unii din voi. El acum se adresează creștinilor din Corint și el spune că unii creștini din Corint așa au fost ei. Deci pe băncile bisericii din Corint stăteau persoane care anterior au fost malahi. Ăștia erau bărbați care se prostituau, bărbați care stăteau la case de toleranță și veneau alți bărbați la ei. Veneau homosexualii la ei ca să întrețină relații sexuale. Deci iată, unii din ei erau. Presupun că pe băncile bisericii din Corint stăteau bărbați care au fost la casele de toleranță din Corint și stăteau alături și bărbați care au mers la ei. Dar asta a fost în trecut, atunci când erau robi ai păcatului, atunci când erau în întuneric. Acum Apostolul Pavel spune că așa erați voi atunci înainte, dar ați fost spălați de perversiunile acestea, ați fost sfințiți înseamnă puși deoparte, toate perversiunile acestea scoase, eliberați de ele, ați fost socotiți neprihăniți, drepți, nevinovați, ați fost socotiți înaintea lui Dumnezeu și toate acestea s-au întâmplat în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru, prin Duhul Sfânt. Iată, aceasta s-a întâmplat cu acești sodomiți, cu acești malahi. Ei au părăsit vechiul lor mod de trai și perversiunile în care au trăit, ei le-au părăsit și acum ei trăiau o viață sfântă. Ei erau persoane noi și ei trăiau o viață sfântă. Dacă este cineva, dacă tu cel care mă asculți, ai fost prins în păcatele acestea, în vreunul din aceste păcate și crezi că nu există nicio scăpare și încearcă să te convingă mass media, încearcă să te convingă cei care practică același păcat cu tine, încearcă să te convingă că așa ai fost născut tu, așa te-ai născut tu, așa este natura ta, nu-i crede, dragul meu, toate acestea sunt minciuni ale satanei. Satana vrea să te înșele ca să te nimicească, să te omoare. Nu crede minciunile acestea, categoric nu crede. Dumnezeu te-a creat după chipul său. Dumnezeu ți-a dat o identitate de bărbat sau de femeie și Dumnezeu dorește să trăiești potrivit cu identitatea aceasta. Dumnezeu te iubește și vrea mântuirea ta. Și oricât de mult nu te-ai fi scufundat în păcatele în care trăiești, oricât de mare n-ar fi mocirla și nămolul acesta în care te neci acum, Dumnezeu are putere să te scoată. De asta Dumnezeu l-a dat la cruce pe Domnul Iisus Hristos să moară, ca tu să fii eliberat. Și acum poți fi eliberat. Și dacă vei crede din toată inima în Domnul Iisus Hristos, dacă vei intra în legământ cu Domnul Iisus Hristos și vei lua decizia să devii ucenicul Lui, așa încât vei lua decizia să părăsești toate păcatele, toată spurcăciunea în care ai trăit, toată necurățirea în care ai trăit, orice alte păcate, dacă vei lua decizia aceasta, atunci, în ziua când vei lua decizia aceasta, Dumnezeu te va naște din nou. Dumnezeu îți va da Duhul Lui Cel Sfânt. Puterea Lui Dumnezeu va veni în tine și te va face Dumnezeu o făptură nouă. Dumnezeu îți va da putere să trăiești o viață neprihănită și aceasta să nu-ți fie un chin, ci să fie o plăcere, o bucurie, o desfătare pentru tine. Crede în Domnul Iisus Hristos și ia astăzi decizia să-ți dedici viața de plin Lui, să fii ucenicul Lui. Acolo unde ești tu, du-te, găsește un loc unde poți să te retragi, îngenunchează înaintea lui Dumnezeu și chiar acum ia decizia să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. După ce te vei ridica de pe genunchi, caută o Biblie, caută Biblia și începe să studiezi Biblia profund. Începe să o studiezi, iată, chiar îți recomand, fă rost de cursul acesta. Eu l-am în limba engleză, acum predau în limba engleză aici la un grup de lideri și am luat cu mine cărți în limba engleză, dar cursul este și în limba română, se numește Ce spune Biblia despre sexualitate și mai este un alt curs care se numește Sexualitatea din perspectiva Bibliei. Te sfătuiesc să faci rost de cursurile acestea, studiază-le bine, apoi ia Evanghelia după Ioan și studiază-o. Și în felul acesta, dragul meu, vei putea să fii adevărat ucenic al lui Iisus Hristos. Neapărat caut o biserică acolo în localitatea unde ești tu, alepește-te de biserică și apropie-te de pastor, spune că vrei să te botezi, pentru că așa a poruncit Domnul Iisus Hristos. Oricine vrea să fie ucenicul lui, trebuie să se boteze. Botează-te și apoi dedică-te uceniciei în școala lui Iisus Hristos. Caută să înveți tot ce a poruncit Domnul Iisus Hristos și să împlinești în viața ta. Și așa vei trăi o viață sfântă aici, vei avea și tu bucuria să ai o familie, să te bucuri în familia ta și când vei pleca de pe acest pământ, vei pleca în împărăția lui Dumnezeu, indiferent cât de mârșavă, de murdară și de mizerabilă ți-a fost viața,
până în ziua de azi. Dumnezeu să te binecuvânteze, ascultă sfatul meu bun, primește mântuirea lui Dumnezeu, pocăiește-te și devină ucenicul lui Iisus Hristos.